Doamne, am de mult timp în suflet o dorință pe care Tu o știi deja. E acea dorință atât de importantă pentru mine, care doar cu ajutorul Tău se poate împlini. Așa că îți cer astăzi, încă o dată, să nu mă treci cu vederea și să îmi arăți cât mai degrabă puterea Ta, cea înfăptuitoare de minuni. Eu mă încred că Tu lucrezi neobosit înspre ajutorul meu, chiar și atunci când parcă toate sunt împotriva mea, și că doar Tu cunoști vremea potrivită la care să-mi împlinești dorința. Dar Te rog, Doamne, astăzi nu întârzia prea mult, căci nădejdea mea e în Tine. Amin. Dumnezeule, Cel ce vezi toate, cunoști toate și cu puterea Ta înfăptuiești toate pentru cei ce se roagă și se încred Ție. Tu știi, Doamne, care este dorința mea, cea la care mă gândesc de atâtea ori și care îmi ține sufletul viu și plin de nădejde. Dă-mi putere ca să pot lucra înspre împlinirea ei. Dă-mi curaj ca să pot trece peste pragurile dinaintea ei. Și dă-mi răbdare ca să pot rămâne încrezător până la împlinirea ei. Și trimite Tu îngeri care să le rânduiască pe toate cele ce nu stau în puterea mea, astfel ca dorința să mi se împlinească. Mărit, slăvit și lăudat fi Doamne, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeul meu, Făcătorule de minuni, prea curate Duh, cu deplină credință și încredere în nebiruita Ta putere, îmi îndrept acum sufletul către Tine, știind cu tărie că mă vei asculta și că voia Ta le va supune pe toate. Fă, Doamne, ca stăruind în această rugăciune, lumina Ta cerească să mă acopere și să mă facă vrednic de faptele Tale minunate. Am toată încrederea în Tine și știu că tot ce mi-e dat să trăiesc vine din voia Ta, fie că e spre bucurie sau spre încercare sau spre îndreptarea vieții sau spre întărirea credinței mele. Tu le orânduiești pe toate înspre folosul meu și încrederea mea în Tine este absolută și de aceea deschid acum, Doamne, ochii și inima mea în fața miracolelor Tale nebănuite și aducătoare de bine. Învrednicește-mă să pot primi și lăuda faptele Tale vindecătoare, iubirea Ta liniștitoare
și toate soluțiile și rezolvările situațiilor ce mie îmi par imposibile, dar ce sunt în deplină puterea Ta. Nu mă feri de minunile Tale și fă-mă parte voii Tale cerești. Dă-mi cuget drept și inimă deschisă în fața tuturor frumuseților cu care mă binecuvântezi, căci cred cu toată ființa mea în miracolul iubirii Tale. Și spre a-ți dovedi adânca-m recunoștință, îți promit să fac cunoscută și altora această rugăciune, astfel încât sfânta puterea Ta să îi binecuvânteze și pe alții. Cu fericire, liniște și bunăstare. Doamne Iisuse Hristoase, Stăpâne și Făcătorule de bine, prea milostive și prea iubitorule de oameni, Cel cu nespusă și neajunsă milă și îndurare, cad acum către slava Ta cu recunoștință și credință în minunile Tale și îți mulțumesc Ție pentru toate binefacerile cu care m-ai dăruit și pentru toată binecuvântarea pe care o reverși asupra mea și a celor dragi mie. Îți mulțumesc că ai luminat ochii mei cei întunecați și că mi-ai dăruit iertarea păcatelor mele cele multe și pentru că mi-ai fost ajutător în clipele cele mai grele ale vieții mele. Atunci când sufletul îmi era îngreunat, Tu mi-ai adus alinare. Când trupul l-am găsit slăbit și bolnav, Tu mi-ai adus vindecare. Când mintea mi s-a tulburat, cu gânduri necurate, Tu le-ai alungat. Iar când ți-am cerut izbăvire, Tu mi-ai ascultat ruga. Și de aceea te slăvesc, îți cânt numele și te laud, prea bunule Domn, Stăpân al tuturor puterilor cerești, Făcător al lumii, și îți cer cu credință să lășluiește, Doamne, și de acum în inima mea. Ferește-mă Tu de ispită și îndreaptă-mi gândul, vorba și fapta, ca să mă pot arăta înaintea Ta cu suflet curat și fără de rușine. Dă-mi, Doamne, înțelepciune și fă să sporească dragostea mea pentru Tine și pentru aproapele meu. Primește rugăciunea mea și sfințește înălțarea mâinilor mele. Curățește gura mea cu curăția cuvintelor Tale și acoperă-mi sufletul cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, bunul meu Duh și apărătorul meu în fața a toate cele ce mă încearcă pe lumea aceasta, ascultă-mă, Doamne, acum pe mine și pe toți cei ce rostesc aceste cuvinte, acum când cântare îți aducem Ție și numelui Tău cel atot biruitor. Scapă-ne, Doamne, de tot răul și de tot necuratul și de toți prigonitorii știuți și neștiuți. Și izbăvește-ne Tu și astăzi, ca să nu cădem pradă lor.
scutul meu este în tine, Doamne, cel ce mântuiești pe cei cu inimă curată, cel ce judeci drept în orice vreme și vezi și știi toate, și care cercetezi inimile și rărunchii. Întărește, Doamne, pe cei neprihăniți ce se roagă acum ție, și nu lăsa nepedepsită nici o fără de lege împotriva lor. Iată, Doamne, chiar și în ceasul acesta, când eu te caut pe tine, cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Dar el face o groapă, o sapă, și tot el va cădea în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra lui, și silnicia pe care a făcut-o coboară înapoi pe fruntea lui. Căci de cel rău nu se întoarce la tine, tu îți ascuți sabia, îți țintești arcul și arunci săgeți arzătoare. Lăudat fie Domnul pentru dreptatea lui, și binecuvântați fie toți cei ce îi cântă acum numele. Lăudat fie Domnul pentru dreptatea lui, și binecuvântați fie toți cei ce îi cântă acum numele. Lăudat fie Domnul pentru dreptatea lui, și binecuvântați fie toți cei ce îi cântă acum numele. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iisuse Hristoase, Mântuitorul meu, unic făcător de minuni și aducător de fericire, primește această rugăciune a mea. Cel ce se închină cu credință și cu umilință înaintea măreției tale, dă-mi, Doamne, bucurie neașteptată, după cum Tu îmi știi trebuința, și păzește-mă în bunătate și în dreaptă credință. Izbăvește-mă de întunericul cel fără de căință și caută mereu către mine, Stăpâne, cu milă, dintr-o înălțimea Ta cea sfântă. Arată-mi veselia ce li se descoperă celor ce îți urmează cuvântul, și trimite, Doamne, minuni în viața mea, ca ochii și inima mea să vadă și să simtă strălucirea puterii tale cea fără de margini. De atâtea ori m-ai miluit, Doamne, iar eu apoi iarăși m-am lepădat. De atâtea ori m-ai ținut la pieptul tău, iar eu, în clipele mele de slăbiciune, iarăși m-am îndepărtat. Dar acum caut din nou către tine și te rog să mă mântuiești pentru mila ta și nu pentru lucrurile mele. Mă încred cu totul în tine, Doamne, și știu că mă vei acoperi cu lumina ta cea ocrotitoare și că îmi vei asculta ruga. Mă încred că ceea ce îți voi cere îmi vei da, ca un bun și darnic Dumnezeu, și că mă vei judeca mereu după clipele mele cele bune și nu după cele de alunecare. Și îți promit, Doamne, că nu voi înceta a mă ruga și a căuta către tine
și la vreme de zi, și la vreme de seară, și că numele ți-l voi slăvi acum. Și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule mare, Cel ce fericești și binecuvântezi pe toți cei ce se roagă ție, Cel ce cu sfânta puterea ta înfrângi toți vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și dai comoară din comoara ta celor ce se încred în tine. Ascultă, Doamne, ruga mea și primește recunoștința mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătate. Îți mulțumesc pentru toate bogățiile cu care m-ai acoperit. Îți mulțumesc pentru bunăstarea cu care m-ai binecuvântat. Sunt copleșit de banii și darurile multe venite de la tine. Încrederea mea în tine, Doamne, este absolută. Îți mulțumesc din adâncul sufletului pentru toate. În numele Fiului Tău, cel atotputernic și fără de păcat, dă-mi, Doamne, să întâmpin și această zi, acoperit de abundența minunilor Tale. Dă-i trupului meu sănătate și minții mele judecată dreaptă, ca să mă pot supune voii Tale sfinte și să mă pot bucura de toate bogățiile. Îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătate. Îți mulțumesc pentru toate bogățiile cu care m-ai acoperit. Îți mulțumesc pentru bunăstarea cu care m-ai binecuvântat. Sunt copleșit de banii și darurile multe venite de la tine. Încrederea mea în tine, Doamne, este absolută. Îți mulțumesc din adâncul sufletului pentru toate. Căci m-ai învrednicit să primesc roa cea dulce pe care o dai celor aleși de tine. Și iată-mă acum, cu pace în suflet și încrezător în toate cele bune. Îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătate. Îți mulțumesc pentru toate bogățiile cu care m-ai acoperit. Îți mulțumesc pentru bunăstarea cu care m-ai binecuvântat. Sunt copleșit de banii și darurile multe venite de la tine. Încrederea mea în tine, Doamne, este absolută. Îți mulțumesc din adâncul sufletului pentru toate. Sfinte Doamne, mă îndrept către tine cu încredere deplină, că mă vei asculta și că mă vei îndeplini dorința. Știu că peste toate cele lumești și cerești stă numai voia ta și de aceea spre tine îmi îndrept gândul, inima și toate cele ale sufletului meu. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai îndeplinit dorința. Îți mulțumesc pentru toate cele bune
cu care m-ai acoperit. Îți mulțumesc pentru bucuria cu care m-ai binecuvântat. Sunt copleșit de puterea ta și de darurile multe venite de la tine. Încrederea mea în tine, Doamne, este absolută. Îți mulțumesc din adâncul sufletului pentru toate. Fă, Doamne, ca stăruind în această rugăciune, lumina ta cerească să mă acopere și să mă învrednicească de faptele tale minunate. Am toată încrederea în tine și știu că tot ce mi-e dat să trăiesc vine din voia ta, fie că e spre bucurie sau spre încercare sau spre îndreptarea vieții sau spre întărirea credinței mele. Tu le urânduiești pe toate înspre folosul meu și încrederea mea în tine este absolută. Și de aceea deschid acum, Doamne, ochii și inima mea în fața miracolelor tale nebănuite și aducătoare de bine. Învrednicește-mă să pot primi și lăuda faptele tale vindecătoare, iubirea ta liniștitoare și toate soluțiile și rezolvările situațiilor ce mie îmi par imposibile, dar ce sunt în deplina puterea ta. Dă, Doamne, ca faptele și vorbele mele să grăiască slava minunilor tale, căci mi-ai ascultat ruga, mi-ai îndeplinit dorința și m-ai învrednicit să primesc roa cea dulce pe care o dai celor aleși de tine. Și iată-mă acum, cu pace în suflet și cu încredere în toate cele bune ce vin de la tine. Nu mă feri de minunile tale și fă-mă parte voii tale cerești. Dă-mi cuget drept și inimă deschisă în fața tuturor frumuseților cu care mă binecuvântezi, căci cred cu tărie și cu toată ființa mea în miracolul iubirii tale. Amin. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!